Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată-ne din nou împreună. Cosmin mi-a venit cu un subiect dat undeva la Academia... Cum se cheamă asta? Academia de Pompieri. Academia de Pompieri, da? La Iași, parcă văd că este. București. La București? Da. Concurs de admitere din 2016. De fapt, dragilor, este un subiect care poate să fie asemănător cu ceea ce ar însemna la bacalaureat, la admiterea prin anumite facultăți. Și încerc acum să pornesc, să trec în acest subiect, să vedem în ce măsură înțelegem câte ceva și în ce măsură cu el pot să am un dialog cu Cosmin. Haideți să vorbim pe cea de-a, da? Da. Deci, algebru și element de analiză matematică. Cum să zicem noi, concursul de admitere. Concursul de admitere. La Academia de Poliție, nu? E în cadrul Academiei de Poliție. În cadrul? Da. Cum să zic, Facultatea de Pompieri, nu? Da, Facultatea de Pompieri. Concursul de admitere. Facultatea de Pompieri, da? Da, Pompieri. De Pompieri. Ia să vedem personal. Asta din 2014, da? Da. Bun. Deci fie și rula N. Nu, să se calculeze. Să se calculeze limită din N plus 1 pe lângă N plus 2 totul supra 3N la 3 plus 2N minus 1. Deci, e vorba de limita unui șir. Da? Atenție, Cosmin. De multe ori să găsim așa. Limită pentru x tinde la 1. Limită pentru x tinde la 2. Dar când zice limită și cu n, e numai n tinde la infinit. N tinde la infinit. Adică, dacă eu aș numărta cu a n șirul ăsta, a n egal cu n plus 1, pe lângă n plus 2 supra 3n pătrat plus 2n plus 1 sau minusul este aici, înțeleg eu așa că atunci când n e egal cu 1, lui 1 se pune în corespondență prin particularizare pe n egal cu 1 vine 2 ori cât aici? 3, 6. Deci vine 6 supra, adică a 1, primul element al șirului. Locuim pe n cu 1, ar fi 6 supra 3, aici e la 3, am spus, nu? Da. 3 plus 2, 5, minus 1, 4. Care înseamnă că, de fapt, 6 pe 4 e o fracție. E 3 pe 2, da? 3 pe 2. Deci, primul element e 3 pe 2. Care înseamnă unul și ceva. Când n devine 2, fă și tu același lucru. Dar dacă nu vrei să faci, găsești lecția pe internet, nu? Da. Tu ești foarte fericit, da? Te uiți eu în cap repede. Nu știu dacă văzut lecția pe prea. Nu am avut. N-ai avut timp. Nu știi cum să te uiți. Ba, da, pe... Se tastează pe Google Prof. Online. Da. Se intră în pagina mea și se ia de acolo video matematică. Da. Și se intră în pagina cu video matematică. Când vedem lecțiile, vreo 1700 de lecții, în stivă sunt așezate toate. Și pe clase. Da, pe clase sunt puse. Da? Și sigur, ei sunt atât de... Așa. Când nu devine 2, vom avea 3, al doilea termen al șirului, va fi 3, ori cât aici, ori 4, 12, 9, supra, 2 la a 3-a, 8 ori 3, 24, da. Și cu cât am zis? 4. Da, minus 1, 3. 24, 28, minus 1, 27. Da? Și vedem că putem simplifica printr-un cât? Printr-un... 3. Așa. Și cât face ar aici? Ar veni 4 pe 9. Ar fi 4 pe? 9. 9, da? 4 pe 9, prin simplificarea cu 3. Da. Pentru n egal cu 3, al treilea termen este, mă rog, calculat și acesta.
observăm că urmarea faptului că el este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, apare imediat un cât de termen. Da? Adică, nu știu cât din progresie, apar n-am. Este un șir de termen. Deci ce înseamnă șir? Punerea unul a termenului unul după altul, unul după altul. Cum în armată, să spunem, hai să în linie sau cum nu știu cum, da, am uitat cum spune. În linie adunare. În linie adunare, da? Unul după altul. Așa. Așa și aici. Primul termen al șirului este 3 pe 2. Apoi, al doilea termen e 4 pe 9. Al treilea, calcă și mai departe. Până la infinit. Până el devine foarte, foarte, foarte mare. Cât de mare? Infinit, da? Dar infinit e un simbol. Infinit nu este ca și cum te-ai adresa unui număr. Infinit este un simbol. Nu putem opera cu infinit ca și cum operăm cu 3, cu 7, cu 10. Da? Deci este un simbol, adică e, cum se spune, greu de a ajuns acolo vreodată. La, nu? Deci, este enorm de mult. Bine. Și acum, termenii aceștia sunt într-o infinitate, da? Și întrebarea este, ce se întâmplă cu termenii ăștia? Sesizăm privindu-i așa, iată, unul după altul aceștia, că au tendința să scadă. Aici se face unul și ceva, iar 4 pe 9 e mai mic decât 1. Da. E 4 împărțit la 9, faci mai mic decât 1. Deci, sesizăm că termenii aceștia sunt așezate în ordine, se așează în ordine descrescătoare. Da. Da? Așează în ordine descrescătoare. Unul după altul și tot dau tendința, nu va fi vreun număr negativ vreodată. Nu. Din ce motiv? E mulțumesc. Pentru că aici sunt numai numere pozitive. Da? Da. Când el e număr natural, deci numai în fracții pozitive au da. Dar ele sunt din ce în ce mai mici. Aici e 1 și ceva, pe urmă 0, virgulă și așa mai departe. Unde ți se pare că se termină și este șir? Spre 0. Spre 0, aș anticipa eu. Foarte, foarte aproape. Deci din ce în ce mai aproape de 0. Când a atinge chiar pe 0? Când e 0, e nu. Când el este infinit, când termenii sunt foarte, foarte mulți. Deci, ultimul, greșit să spun, deci cu cât mai al un milionulea termen, este foarte aproape de și cealaltul, ce mai aproape de zero. Dar niciodată mai mic decât zero. Negativ niciodată. Ei, acești termeni care își manifestă tendința asta de a se apropia obraznic de mult despre un număr, extraordinar de mult, să spun că sunt termenii acestui șir sunt convergența. Șirul este convergent. Scăderea asta nu... Dar tendința asta de a se apropia, la un moment dat, stăsau unul peste altul acolo. Îți dai seama, va fi din ce în ce. Aici faci și câte, zici, 0,5 aproape, 4 împărțit la 9, 0, 40 și ceva. Ei, și din ce în ce, 0,000 și nu știu ce acolo, niște nume. Concluzia este că cu cât termenii sunt mai mulți, înspre partea finală, vor fi unul peste altul acolo, aproape de zero. Da. Da? Deci nu, aproape nu, concret, nu mi-i pot reprezenta. Că mănâncă spațiu și ea. În concluzie, un astfel de șir, să spunem că este convergent, sau, da, este convergent spre un număr. Și numărul acela este chiar limita. Deci noi când facem limita unui șir, ne interesăm să-l descoperim pe acel număr spre care ăștia se grămădesc foarte, foarte mult. Da. Și aici aș fi egal cu 0. Limita ar fi egal cu 0. Deci, într-o analiză atentă, sesizăm că toți termenii șirului acestea sunt descrescători și că limita asta este 0. Acum vei spune, dar eu spun toată povestea asta la într-o lucrare? Nu, dragilor. Eu acum cu Cosmin am făcut o primă variantă de ceea ce înseamnă nevoia de a înțelege ce înseamnă limita unui șir. Deci de a înțelege că totdeauna facem mecanic foarte multe lucruri. Nu înțelegem ce facem acolo. Da. Și atunci, de aceea tu ești surprins în fața unui astfel de subiect. Faci limita, dar ce cu asta? Aba, nu avem. Sunt lucruri pe care, dacă nu le înțelegem, nici nu putem să le facem cum trebuie. Nu poți. Faci totul mecanic. Și acum, deci ai înțeles ce se întâmplă? Dându-ne valori,
Da, a văzut în ce parte sunt. Termenii care apar, primul, al doilea, au anumite tendințe. Tendința aceea de a se apropia o raznic de mult spun într-un vocabular mai puțin matematic. Da. Da? Numărul spre cel, acela spre care se apropie așa de mult, de stau unul peste altul acolo, se cheamă limita șirului de șela. Așa se cheamă. Se numește limita șirului. Da? Da. Pe scurt. Bun. Acum am să-ți dau un alt exemplu. Vezi? Eu m-am dus la acesta, dar mi-am dat seama că tu nu înțelegi noțiunea de limite. Te-am simțit din priviri. De aceea n-am... De ce nu m-am aruncat în subiect repede? Că dacă vrei, eu fac subiectul acela rapid, într-o jumătate de oră, și te exact, n-am înțeles nimic. Ia, mă, doar te duci pe stradă și mergi, am pierdut timpul cu omul ăsta. Putea să mă ajute cu șirul, nu m-ar pe mine. De aceea, am să mă întorc, iar să dau un exemplu de șir. Fie șirul aer, egal cu 1 pe el. 1 pe el. Care ar fi termenul acestui șir? El să fie număr natural. Sigur că da. Totdeauna la șir, când vorbim de șirul aer, dat sub forma asta în ien, se înțelege că el e număr natural, da? Număr natural. Adică, din ce e format în mulțimea naturală? Păi 0, 1, 2, dar fără... Da, fără 0. Fără 0 aici, nu? Cum ar fi? Deci 1, 2, 3, mulțimea naturală și cu 0, dar noi nu vom da pe n egal cu 0. Deci, în clipa asta, îl luăm de la 1, da? Da. Am să zic, e în steluță aici. Când zic e în steluță, e fără 0. 1, 2, 3 și puncte, puncte. Asta e mulțimea naturală. Și acum, când e egal cu 1, nu e egal cu 1, ce prim termenul din ea? A1 cât este? A1 este egal cu 1. 1. Când nu e egal cu 2, al doilea termen cât este? 0,5. Adică 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 2. Al doilea, da? Da. Când nu e egal cu 3? 1 pe 3. Al treilea egal cu 1 pe 3. Da. Și așa mai departe. Când nu e egal cu 10.000, 10.000, al 10-lea mii, da, termenul care se situează pe poziția 10.000, din încârdul ăsta de termen, ai indice 10.000, da. Așa, este egal cu 1 supra 10.000, cum am spus, da? Da. Care e un număr foarte mic. Foarte. 1 pe țăla 10.000 dă 0 cu 0, 0, 0, chiar așa știi cât dă? Da. Ăsta? Da. 0,3 de 0 și 1 capăt. 0,3 de 0 și 1 capăt. 1 părți la 10, cum este? 1 pe 10, cum se scrie? 1 pe 10. 1 pe 10 se scrie 10 la minus 1. 10 la minus 1, dar ca valoare, ca număr decimal. 0,1. Dar 1 pe 100. 0,01. 0,01. Da. Da? Două cifre. Dar 1 pe 10.000. 0,0001. Câți de 0? 4 de 0. 2? 4 de 0. 0. Da? 0,0001. Iată, când am fost 100, am pus 2 decimale. Acum, fiind 10.000, deci câte 0 ori am? 4 0 ori, trebuie să pun 4 decimale. 1, 2, 3 și 1, da? A patra decimală. Da. Deci acesta este 1 pe 10.000, da? Deci 1 pe 10.000 înseamnă 0,0001. Da. Încă o dată. Când am zis 1 pe 10, am avut o singură decimală. 0,1. Când am zis 1 pe 100, am două decimale. 0,01. Da. Când am 1, 2, 3, 4 decimale, 4 0 ori, trebuie să am aici 4 decimale. 1, 2, 3, 4. După 0. Da, după virgulă, 4 decimale. Acum vezi legătura, da? Da. În concluzie, acest 0,0001 e destul de mic, da? Da. Da, destul de mic. Și în sfârșit, unul pe, nu știu cât, de ordine trilioanilor, și acela este un cir. Dar nu e ultimul. Cât sunt de oricum mai fi acolo. Știi, dacă am vrea să numărăm termenul acestui cir, dacă aș număra eu până n-aș mai fi copiii mei, strănepoții, nepoți, nepoții, strănepoți și așa mai departe, și n-am terminat niciodată. Trebuie să înțelegi așa de a număra,
Niciodată generații de ale rândul nu s-ar termina de numărat. Nu s-a ajuns acolo. Că infinit este, să zicem, zona la care n-a ajuns niciodată. Este simbol. Da? Da. Simbol, asta trebuie să înțelegi. În concluzie, termenii acestui șir sunt așa. Primul este 1. Al doilea este 1 pe 2. Al treilea 1 pe 3. Al patrulea, deci termenul șirul aien, da? Da. Șirul aien are în desfășurare așa. Primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea și mai departe. Al 100-lea și așa mai departe, puncte. Iată, acestea sunt termenii șirului. E bine, ce constatăm că fac termenii acestui șir? Sunt într-o ordine. Sigur că da. Contează poziția fiecărui termen, contează. Adică, dacă îi schimbă ăștia doi între ei, asta e doar capricios așa. Să zic, unul pe doi, îl pun în față și pe unul. E alt șir. E alt șir. Da, noi că pe prima poziție e unul pe doi și pe urmă este unul. Este un alt șir. Provine dintr-o altă trăznaie. Deci, are foarte tare, mare importanță are ordinea termenului într-un șir. Da? Că ai schimbat doi termeni între ei, e schimbat șirul. S-a terminat. Da. În concluzie, șirul ăsta are tendința de a descrește continuu. Da. Dacă e doi vecini, ăsta e mai mare decât celălalt, da? Ăsta care urmează e mai mic decât cel de față. Deci aș spune că al ienulea e mai mare decât al ien plus unulea. Da. Deci al ienulea undeva este mai mare decât cel care urmează. Sau invers, el care urmează, al ien plus 1, e mai mic decât al ienulea. Da. Da? Deci așa aș putea să remarc, să punctez asta. În clipa asta, termenii acestui șir ce fac? Se apropie foarte mult de zero și se duc spre... Nu, se apropie... Nu. Atât aș spune. Limita șirului, așa aș putea spune, da? Deci, așa scrie matematica, al n egal cu 1 pe n, termenul acesta al n egal cu 1 pe n, tinde spre zero. Tinde spre zero, da? Da. Sau, echivalent, cu a scrie că limită pentru ei tinde la infinit, este un abuz la șirul să spun tinde la infinit, să subînțelege că el nu tinde tot timpul la infinit, în cazul de față. Deci limita șirului 1 pe n este egală cu 0. Deci, ori scriu așa, ori scriu că șirul la n tinde spre 0 cu o săgeată. Da? Dar eu prin 1 pe n nu înțeleg doar termenul de pe poziția aliena. Și înțeleg toți termenii șirului. Deci când am scris șirul la n egal cu 1 pe n, eu înțeleg că este vorba de întreg cârdul ăsta de termeni. Începând de eu la 1, 1 pe 2, 1 pe 3, 1 pe 4 și 1 pe 5 și mai departe. Da. Deci nu înțeleg numai termenul de pe poziția n. Ultimul. Nu ultimul, ăla de pe poziția n. Adică n înseamnă 100, dacă vrei să fie n, nu 100 sau să fie 700 sau știu ce. Important este că prin scrierea asta, șirul la n egal cu 1 pe n, eu înțeleg că e vorba de toată desfășurarea asta. Și că, în limbaj matematic, spunem așa că șirul acesta e convergent, adică șirul la n egal cu 1 pe n e convergent, termenii săi se apropie de cineva, și cine este acel cineva? Este 0. Deci limita șirul la n egal cu 1 pe n, sau limite din 1 pe n egal cu 0. Dar dacă ți-aș da șirul BN egal cu 7 supra n, care ar fi termenul șirului? Ar fi 7 pe 1. Deci termenul ar fi 7 pe 1, apoi 7 pe 2, apoi 7 pe 3, da. 7 pe 4, așa. Până la 7 pe 5, 7 pe 6, 7 pe 7, și așa, 7 pe 8, și așa mai departe. Iată scriu și până 7 pe 10.000, nu? Da. Și ăsta. Da. Și așa mai departe. Unde ți se par că se duc termenii și ăștia? Ca valoare, ca... Tind spre 0. Și ăștia, nu? Deci tot șirul acesta se pare, ușor urmărind, că termenii săi, de la un loc încolo,
Să stau așa aproape de 0, deci ca și cel dinainte. Da. Ca și cel dinainte care am zis unul de el, da? Tot așa. Ce așa? Același lucru fac. Am un 2, dar fac într-un alt mod. Pentru că pleacă de la 7, 7, 7 pe 2, nu știu, într-un alt mod converg. Dar vreau să spun, nu, șirul ăsta nu este identic cu ăsta. Nu. Nu, că acesta e, uite, 7 pe el. Da? Și termenii sunt și limita acestuia, deci pot să spun că și 7 pe el întinde tot spre 0. Da? 7 pe el întinde tot spre 0. Dar dacă ți-aș da șirul CN egal cu 13 supra n pătrat. 13 pe 1 la pătrat, următorul 13 pe 2 la pătrat, 13 pe 3 la pătrat, regulat, da. Până la... Ce ți se pare și acest șir? Tot. Ce ar face și el? Și ăsta tinde tot la... Zero, nu? Că din ce în ce... 13, 13. Dar e împătrat ăsta din ce în ce mai puternic este, nu? Da. Când zici 10 la 2, 10 la 2 fac 100. 13 spre 100, de la 10-lea începe să se apropie de zero, da? Da. Cu atât mai mult, cu cât el e mai mare, cu atât și ăsta. Deci și ăsta tinde la zero, da? Și ăsta tinde la zero. Da. Și 13 prin împătrat. Dar șirul, hai să zicem, de el, de indice el, hai să-l dau el așa, 10 milioane, 10 milioane supra el. Și ăsta tinde la 0. Sigur că dacă de la un loc încolo, ăsta e mai puternic. Da. De la 10 milioane încolo, începe să fie mai puternic, tot spre 0. Deci nu are importanță ce este aici. Deci ăsta se duce tot spre 0. Da? Și șirul acesta. El la început este, la început, primele 10 milioane, să zicem, de termen, sunt mai puternici de depășesc pe 1. Da. Dar de acolo înainte e ușor, ușor să topesc. Și pe noi ne interesează tendința aceea spre infinit. Unde? Da? Unde e majoritatea. Majoritatea. Adică cei mai mulți acolo, da? Deci nu are importanță cât ar fi. În concluzie, o constantă K, indiferent ce e constantă aceea, supra N, unde tinde o constantă supra N? Constantă supra N? Adică... 0, că e un număr constant. Așa! Deci constantă pe N tinde spre 0. Da? O constantă supra N tinde spre 0. Dar dacă spun constantă supra N pătrat, și e mai obraznic. Crește mai repede asta. Da? Și ăsta, deci ăsta tinde la 0. Bă, după ce am descoperit mai șmecheria asta, să vezi acum ce îmi vine în minte să fac. Deci odată ce am descoperit asta, încerc acum sus la șirul ăla să fac o șmecherie. Dar până să le fac la acela, hai să mă, să-ți arăt o altă, un alt șir pe care să-i facem limita. Ia să vedem la următorul șir. Eu am un volum. De ce fac eu așa? Am un volum scos cu limite de șiruri, chiar și fac șiruri. Da, capitolul șiruri. Voi trebuie luat ăla. Da. Deci eu ce spun acum, dacă tu ai fi avut volumile același, le-ai fi luat și le-ai lucrat, ție și spun tuturor prietenilor noștri. Da. Cei care vor să facă, spun un lucru, trebuie o muncă foarte puternică și în limbajul meu, acesta, în care eu fac lucrurile, așa, cum spui tu, cum am făcut, cu care am făcut structuri algebrice. Mă las acolo. Păi ca să ajung la structuri algebrice și să văd de acolo niște chestii, trebuie să înțeleg lucruri mai din bază. Mai jos. Da? Păi noi în baza muncim așa. Și aici e sentimentul neputinței.
Da. Și au un gustul amar, că nu înțeleg și zic, băi, parcă, de ce mă dați înțeleg și eu nu înțeleg? Care e povestea? De ce? Motivul este asta, că lucrurile sunt predate, așa cum spuneam și altă dată, sunt predate prost, de ce copiii sunt într-un handicap major și ei au sentimentul că matematica nu-i pentru ei. Da? Ei, și acum, hai să facem următorul și limită, următoarea limită, limită din 3n plus 1 supra 5n minus 2. 3n plus 1 supra 5n minus 2. Dacă începi să dai valori până acolo, păi un termen cât ar fi aici? 3. Începând de la 1, da? 3 ori 1, 3 plus 1, 4, da. Supra 5 minus 2, 3, 4 pe 3. Deci, deci ar fi 4 pe 3, da? Eu nu l-am mai calculat, dar mi-ai spus 3 și 5 minus 2, 4 pe 3, apoi. Următor, 6, 7 sus. 7, supra, 7, 10 minus 2, 8. 8. Apoi. 9, 10 sus. De 10 sus și 13 jos. Și 13 jos. Nu prea ne dăm seama cum merg. 4 pe 3 e 7. 4 pe 3 e mai mare, e 7 pe 8 e subunitar. Ăsta e de acum subunitar. Dar nu știu că s-ar apropia de 0. Nu aș avea atâta fermitate cum am avut-o data trecută. Da, da. Da? Deci aici nu prea mă pot descurca. Așa am să aplic o șmecherie. Eu știu că șirul 1 pe n, unde se duce? 1 pe n unde se duce? La 0. La 0. Am să valorific așa să șmecherie. 1 pe n și tot am devenit cu o constantă supra n. Și cu o constantă pe n am făcut-o adineauri, tinde tot spre 0. N-am arătat acum, n-am muncit acum, aici, da? Da. Ei, am să aranjez așa, ceva pe el, sus. Și tu știi ce înseamnă scoaterea în factor comun? Da, da. Ce înseamnă să, uite, dacă spun așa, 3x pătrat plus 2x egal cu? X pe lângă 3x plus 2. X pe lângă 3x plus 2, da? Da. Dar n-aș fi putut să scot x pătrat în factor? Trebuie să scoatem forțat. Trebuie să scoatem forțat, adică da. N-am de x pătrat aici. Nu avem și de. Deci, hai să zic din nou, 3x pătrat plus 2x ar fi egal cu x pătrat pe lângă 3 plus 2 pe x. 3 plus 2 pe x. Pentru că la înmulțire, când facem, știm că înmulțirea e distributivă față de adunare. Da. Și ar veni între x pătrat plus 3 x pătrat ori 2 supra x, x cu pătratul simplu și face 2x exactamente. Bun. Hai să scoatem și aici, tot așa, pe un factor forțat. Deci egal cu limită, limită din... Limită din n pe lângă. N pe lângă. 3 plus 1 pe n. 3 plus 1 pe n. Și jos. N pe lângă 5 minus 2 pe n. 5 minus 2 pe n. N pe n se duce. Da. Și 1 pe n unde se duce la limită? 1 pe n se duce la 0. Așa, dar 2 pe n. Și 2 pe n la fel. Și atunci cât rămâne limita asta? Și la 0, 3 plus... 3 plus 0, 3. 3. 5 minus 0, 5, deci 3 pe 5. 3 pe 5. Iată, pe limita asta e la 3 pe 5. Asta e numărul spre care se îngrămădesc ăștia. Deci ăștia, dacă îi pun câte termeni și acestui șir, că ești tot înșir, tot înșir, se îngrămădesc la un moment dat spre cine? Spre 3 pe 5. Asta e limita. Spre numărul ăsta se duc tot ok. Nu se duc spre 0. Da. 3 pe 5. Dar ca să fac asta, ce șmecherie tare am aplicat aici? Am valorificat că 1 pe n se duce la 0. Și că o constantă pe n se duce și la 0. Da. Și atunci eu m-am aranjat, am scos factor forțat.
O mișcare simplă. Scap din ien. Sau fac simplificarea. Da. Știu că unul pe ien sau doi pe ien duc la 0 și că rost trebuie 5. Simplu. Da? Deci așa, așa înțelegem limita aceea. Deci cine este acest 13? Numărul spre care îi termini, să-ți rămânesc așa, să pun unul peste altul acolo, să dea așa foarte mulți, 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 foarte mulți. Dar nu mai puțin. Nu scad, nu se duc spre 0. Da, nu trec de acest număr. Nu trec de acest număr. Până acolo. El, numărul acesta, îi oprește, e deșteptul. Da. Deci peste, mai jos de mine, nu? Nu, se. Da? Atât. E, fare foarte interesantă chestia asta. Și acum, hai să mai facem un pas. Dragilor, m-am apucat de preda limit acum. Șirul, da? Dar m-am apucat din creastă, tot așa, cu șirul ăsta, încercând să fac, înțeleasă noțiunea de limită a unui șir. Că și limite de funcții, și așa, tot un șir este. Ca urmare al lui X care are diverse valori și se apropie de un anumit X0, apare șirul valorilor, a Y-ilor. O să discutăm o dată și asta. Dar acum, de aceea, ceea ce fac acum, nu am venit pregătit să fac limite. Că tu mi-ai zis așa, hai să facem un subiect de asta. Hai no. Să facem. Dar primul subiect când l-am deschis, dându-mi seama că tu nu ai noțiunea de limita unui șir la tine, nu aveam cum să mă apuc să fac. Hai să fac limita. Eu scriam aici, am scoate în factor forțat, simplificăm, în cazul 3 pe 5. Aici, iarăși, trebuie să mulțesc, sau dacă e unul aici, unul aici, unul la 3 aici, ia să vedem. Hai să vedem și pe aceea. Da, încercăm? Hai să vedem. Deci limită pentru n timp de la infinit din n plus 1 pe lângă n plus 2 supra 3n la 3 plus 2n minus 1. Și egal cum? 2n nu e la pătrat, nu? Nu respectă regula la... Dar nu, așa am fost cu 2 ani, dar nu neapărat să fie toți termenii. Important, e atât. Da. Deci nu trebuie să vezi toți termenii descrescând. Cel cu el la 2 nu există. Da, are da? Coeficientul 0. 0, are coeficientul 0. Și calcul limită, bine. Scoatem pe mână aici factor forțat. Din prima paranteză. Da. Și vine n pe lângă. N pe lângă. 1 plus 1 pe n. 1 plus 1 pe n. Ori, n din partea cealaltă, pe lângă. N pe lângă. 1 plus 2 pe n. 1 plus 2 pe n. Jos. Scoate un factor forța pe cât? Maxim cu putință. N pătrat. N la 3. N la 3. Chiar maxim. Da. Maxim. Da? Maxim. N la 3. Deci e la 3, pe lângă. La 3 pe lângă, 3 plus 2 supra n pătrat. Da. Minus 1 supra? 1 supra n la 3. Așa. Și e la 8. Cam mai departe. Dăm sus n. N ori n. N-ul ăsta ori n face n pătrat și cu n la 3 simplificăm. Și rămâne n la 1 aici. Ien, da? Ien. E pur și simplu că... Ai înțeles de ce? Da. Ien ori ien facem la 2 și ien la 3, scădem exponenții și rămâne ien la 1 pe ien. Și 1 pe ien unde duce? 1 pe ien se duce la 0. Dar 2 pe ien? La 3 la 0. Dar 3, 2 pe ien la a doua? Tot la 0. Și ăsta? Tot la 0. Și acum ne-a rămas limită din 1 ori 1, al numărătorul, 1 ori